Ne schimbă bani și în groapă. Aquí yo. Gracias, no, señor. A la orden. Ha sido un gusto. Am stat cu grijă că vine crocodilul. Petrecere mare aici în Uruguay. Gata. Intrarem în Uruguay. Nu ne apuștam pilă de ieșire din Brazilia, dar... Sper să nu avem probleme când ne întoarcem în Brazilia. Aici e doar vama de intrare în Uruguay. Habar n-am dacă trebuia să trecem pe altundeva. Ieșire n-am văzut în Brazilia. Da. Hai să stăm aici, la scurt. Uruguay ne întâmpină cu un apus frumos. Sperăm să ajungem totuși, nu chiar pentru întuneric, la locul de campare, ca să vedem cum e locul de campare. Deocamdată nu au oprit nicio mașină, au trecut câteva, majoritatea sunt pline, bănuim noi că au trecut să își cumpere diverse chestii de aici din Brazilia, că sunt mai ieftine și trec înapoi plini, n-au și plini de oameni și plini de bagaje de cumpărături. Bate vântul, e puțin mai răcoare, ne place cumva, nu e zăpușa la aia, bine, e și spre seară. Ce ați venit? Până la Furta del Diablo merge, dar cred că noi oprim la Fortaleza, la locul ăla. Ah, super. Ați ales Fortaleza sau a Furta del Diablo? Cred că e a Fortaleza, porque tenemos tienda. Ah, sí. Para acampar. Un lugar, sí, de poner... Deci ne-am luat un băiat aici din vamă de Uruguay. Tu nume? Bruno. Bruno, Bruno Mars. E interesant că acum vorbim spaniolă și eu vorbesc mai bine spaniolă și mă simt așa în mediul meu. E cuánto kilómetros de Punta del Diablo? E aproximadamente 60. 60? Sí, oh. Un poco menos capaz. 60, no? Hasta Fortaleza creo que es 30. No, capaz que es, capaz que son, no son 60, son 40 y algo. Ya salí mal, viste en el video, yo no sé nada. Welcome gracias. To Uruguay. Thank you. Actually, you were the first person, no? Which entered Uruguay. A Brazilian guy. Yeah. Brazilian adventure continues. Am pus cortul lângă un parc natural. Am mers cam 35 de kilometri cu băiatul acela. Și se aud frumos greierii, se aud și mașinile într-adevăr de pe stradă, dar e ok. O să vă arătăm mâine dimineață cum arată locul și vedem ce o să facem dacă încolo în Uruguay. Noapte bună! Noapte bună! Bună dimineața! Aproape peste noapte. E o iarbă mare aici. Am stat cu grijă că vine crocodilul. Că vine ceva de... din vegetația asta. Ieșim din stufăriș de aici. Plouă ușor. Dar noi mergem la plajă. Oricum e cald. Cred că 25 grade la ora 9. Cum ai dormit? Am adormit de vreme, pe la 10, nu? Maxim 10. Da. Cred că mai de vreme. Mamă, și buștean până dimineața când m-am trezit, n-am știut ce s-a întâmplat cu mine. Am fost foarte obosită. O noapte înainte am dormit doar 2-3 ore. Și o noapte înainte vreo 5, doar. Și a fost o așa o odihnă bine meritată, cu păsărele, cu într-adevăr și un pic de mașini se auzeau. Înainte să mă ia somnul, că după ce m-a luat somnul, la revedere. Da, piesa de rezistență a fost că a fost iarba mare de jumătate de metru și n-am mai simțit pe dimineață că s-a insuflat salteaua. Da, a fost totuși pe moale, nu e ca și cum aș fi fost pe beton. De ce nu facem schimb și îmi dă mie Victor salteaua? Dacă i-aș da o pasta mea, s-ar desumfla și mai repede la el, că e greutate mai mare. La mine se desumflă așa pe parcursul nopții, dimineața
Sunt pe tare, aproape de tot desumflată, dar dacă Victor, doar, dacă doarme 4 ore, nici nu are timp să desumfle salteaua. Eu, să căutăm un magazin din ăsta special de camping și găsim acolo o saltea. Ceva, trebuie să găsim. Trebuie să facem stop aici, că sunt 5 km de mers. Să găsim un pic de umbră acolo. Da. Și ajungem în Parcul Național Santa Teresa, e o mică rezervație. Sunt câteva plaje și vegetație multă. Luni, dimineață, prade dimineață, la prima oră și nu trece nimeni pe drumul ăsta. Nu se duce nimeni la plajă, așa că avem ora de fitness. Așteptând mașina, bineînțeles, luxați este acolo, cortul a uscat. Cum trece mașina? Hap! Sărim în fața ei. Din genoflexiune în stop. Sau din frotare în stop, depinde. Tango? Ești balerină? Hai că a trecut o singură mașină și aia era full. Și am decis că o să mergem pe jos, cât o să mergem. Poate mergem chiar până la plajă. Dacă trece cineva și ne ia, norocul nostru. Avem undeva în față și o cetate, fortaleța de Santa Teresa. Să vedem dacă o putem vizita. Ah, da. Ce erau? Papagali din aia verzi frumoși. Cât e ceasul acum, știi? 9:30. Uite, scrie că e deschis de la 10 la 7 seara. Este închis acum. O să mergem mai departe la plajă. Mira, yo tengo un ticket de visita por el día. Esto te funciona hasta las 20 horas. Ajá. Ah, super. ¿Y gracias. Podemos entrar? Sí, aquí. Pueden entrar. Gracias. Muchas gracias. Ah. Gracias. Y tenemos que regresar también por aquí, ¿no? Puedes salir por el otro lado. ¿También 3 kilómetros? No, no. ¿Es mucho más? Por dentro del parque son como 6 para la otra salida. No sé qué quieren hacer ustedes, no sé qué piensan hacer. Nosotros queremos ir a la playa, sí. Y después hacer dedo para ir a Punta del Diablo. Ah, puedes salir por acá, más rápido. Ajá. Acá estás a 1 kilómetro de la playa. Ah, perfecto. Gracias. Am reușit să intrăm în parc, deși în mod normal se intră pe partea cealaltă, intrarea la 3 km. Doar că paznici ăștia ne-au văzut că mergem, că avem rucsaci în spate și au zis hai că vă dăm noi un bilet de intrare. Până diseară la 8 putem să stăm în parc. Și de costul intrării. Da, și... Și a scăpat și două colo de 3 km, 5 km. I-am zis că vrem să mergem la plajă și acum, în drumul spre plajă, am văzut campingul. E zona asta de camping în care poți campa, mă rog, dacă intri pe partea cealaltă. Și primește aprobare de stat peste noapte. Noi am profitat că am văzut o cișmea și ne-am spălat pe dinți, ne-am spălat pe față, ne-am luat niște apă în filtru și îi dăm spre plajă. Cred că mai avem, oricum mai avem mai puțin de 1 kilometru, nu mai avem foarte mult. Trebuie, ai grijă să nu depășești viteza, că luăm amendă. Hai că am găsit și un market și cu ocazia asta să vă zic că un peso uruguian este, de fapt nu, 1 euro, undeva la 40 de peso uruguiani. Și am văzut pe aici mâncarea mai scumpă, într-adevăr, decât Brazilia. Chestia asta e undeva la 2 euro și ceva, 2 euro jumate. Cât costă? 540 kg. 540 kg, adică 100 de grame undeva la 1 euro. 100 de grame. Arată ce am plătit noi cu 30 de lei, ia. Deci, lapte cu ciocolată, un mango micuț și astea nu pot să vi le arăt, sunt 4 cornulețe, să vedem cu ce sunt. Ce am făcut, băi, nene, dacă Brazilia ni se părea scumpă,
Acum Uruguayul e super scump, Elveția mergi de sud. Uitați-vă puțin unde suntem. Plața Los Mochileros. Noi suntem Los Mochileros, adică ăștia cu rucsacul în spate, da? Avem și statuie făcută aici. Vezi, mă. Cu sticla în brațe. Dă sticla aia. Uite-mă așa, nu? Imaginea perfectă. Mă, sirenu! Un pic la plajă, ne-am mai bronzat. N-a fost chiar atât de puternic soarele până în 12, dar deja începe să ardă ca lumea. De la 12 la 3 trebuie să facem pauză. Și la 3 poate ajungem la altă plajă. Să vedem. Haide. Ne-a luat un domn la stop, ne-a dus de la plajă până aici la principală. Thank you, man. No. Muchas gracias. Someday I'm going to the East Coast. It's very beautiful, Lumea. I know, but I was working illegal, so I can't travel. Aha. Mamă, e groasă treaba. Groasă rău. Nu ne ia nici dracu, bă. Stăm aici de o sfert de oră. Ce ne facem? Toți ziceau că în Uruguay merge mai ușor stopul decât în Brazilia. Minciună. Noi în Brazilia a funcționat foarte, foarte bine, rapid. Media a fost, cred că, 5 minute, media. Dar e bine că avem umbra asta și pe ce sta la urmă. Da. Și nu ne grăbim așa tare, asta e iar o chestie care te psihic, care te marchează. Dacă te grăbești și nu te ia nimeni, se pare că stai dublu față de timpul pe care stai. Sunt curioasă. Suntem la pauză de plajă, de la 12 la 3. E 2. Am făcut plajă până la 1. Și trebuie să mergem în următorul oraș să schimbăm bani. În următorul oraș și în următorul, de fapt, ăla era pe listă ca obiectiv de vizitat. Un loc foarte frumos, cărămâie din ce a
faza e că lumea are viteză aici la trecere și avem șanse doar la cei care ies de unde am venit noi, de pe străduța aia, că ei n-apucă să aibă viteză. Da, mă, nu venea să cred, ia. Hola! Băiatule, eu... Ce stup dubios! Ne-a fost un pic frică. Mai multe frici am avut, de fapt, că se dezmembrează mașina, că facem accident. La fiecare hop era bum, bum, bum. Ați văzut cum am dat jos de mașină, nu? Mai pe burtă așa, mai... A trebuit să sărim așa peste scaune în față, că nu se dădea. În fine, oamenii foarte... erau așa mai... rasta, mai nomazi, nu știu cum să zic. Da, mai bagabonți cu acte. Sufletiști, așa ne-au explicat. Da, întors mașina aia, bă, întors mașina aia. Să ne ia pune miroseară mai a benzină înăuntru. Da, și ne-au explicat că dacă vrem mai un loc frumos, Laguna Nera, undeva în dreapta. Da, 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 da. Ne-au explicat cum să ajungem. A fost o experiență în sine, ce să mai vorbim eu. Da, mașina, doamne. V-am filmat-o. Și mai aveau și o lopată în port bagaj. Adică te și îngropa. Da, te făcea dispărut. A, și cel mai straniu a fost că am zis eu, domnule, un schimb valutar pe aici, unde găsiți? Și femeia, care n-a zis nimic în dreapta, s-a întors la mine și a zis, vă schimb eu, ce vreți? Vreți euro? Da, vă schimb eu, haideți la mine acasă. Și am zis, bă, nu, hai, că mai bine mergem în centru. Da, mi s-a făcut frică și mai tare, zic, bă, ești prost. Ne schimbă bani și ne și îngroapă. Da. Așa că mai avem un kilometru până în centru. Suntem în Punta del Diablo, în orășel. Și mergem spre plaja pescarilor. Poate găsim să și mâncăm ceva bine, să schimbăm bani prima dată. A răsărit o lună. Frumos nisipul, alb, așa. Pe drumul spre centru. Sunt tot felul de căsuțe colorate. Nu e, e ca un sătuc de pescar, nu e oraș. Mamă, deci ce praf e mașina asta? Ce ruginită e? Băi băiat! Mamă, ce epave conduc ăștia pe aici! Baby, vrei mix Del Mar la 890? Cât înseamnă asta? 20 de euro? Da! Am devorat un pepene, neavând bani schimbați, am plătit cu reais. Cu reais. Și ne-am păcălit la curs. În loc de 15 lei a costat 20 de pepene. Destul era spre scump. Ne-am mai luat și bani în plus. Hai să vedem pentru ce am venit până aici. E un fel de vama veche aici. Mulți hippie. Și am ajuns la plajă, Praia de los Pescadores. A, asta e Los Pescadores. Porc de pescar. Plajă, nu e ceva foarte spectaculos. Păi noi de ce am? Noi de ce am venit? Păi se tu cu un sine interesant și ni l-a recomandat toată lumea. Asta ar fi cel mai mișto loc de pe malul mării din Uruguay, am înțeles. Băi, nebun. Un pic de spaniol, un pic de portughez. Aquí yo.
Spider Woman. Sure. Așa în calea, mirea, le-a venit. Ce frumos, ia. Face coaste, face, le face aici pe loc față. Mosca. Mosca, mosca, cu rumenă, rumenă, musca. Altă mașină, altă relicvă, ca să-i zic așa. A, uitați-o, fraților. Și e în circulație, ia. Mi-e place farul ăsta. Bum, îmi stă așa. Am tras două cadre cu drona și fugim repede. Să vă zicem și de ce fugim. Un espresso aici e 3 euro cost. Nici mai mult, nici mai puțin. Nu mai zicem de mâncare, că... Am mâncat un pepene. Ca să ne hidratăm, să ne ținem și de foame. Ne-am luat 20 de lei pe bucata de pepene. Fugim repede, nu știu, să scăpăm de țara asta. Toată lumea ne-a zis că asta e locul lor favorit din Uruguay. Într-adevăr, e o plajă, un vibe de vama veche. Dar nu ne place. Dar la soare nu mai putem sta. Ne-am roșit, asta prea mult. De cazat undeva nu se pune problema, că e foarte scump. Minim 40 de euro pe noapte. Așa că... Îi dăm în gură. Ce știm noi mai bine. Da. Să ne rugăm să meargă stopul. Spre sud. Este? A terminat, e bine. Da, la ruta principală. Da, e la ruta principală. Este National Park, Fortaleza? Fortaleza, yes. Somewhere around there. Yeah, it's a channel. Yeah. It's simple, it's heads in the clouds. Am oprit aici să luăm o apă, ia fete. Un euro jumate, bă. Se îngroașe pluma, să dea drag. Imposibilă țara asta, îmi pare. Un euro jumate, mi-a dat capa în cap. Bă, apă, n-am vrut altceva. A venit o tanti și s-a pus aici în fața noastră, face și ea stopul. Ne-a luat fața. De ce? Că n-aveam succes, știi? Nu oprea nimeni. A mai venit și concurența. Era bine. Hola. Hola. Hasta punto de este. Que pasen muy lindo. Muchísimas gracias. Dale. De mâncare e 520 sau 540 sau chiar și 600. Deci înseamnă 10 euro de persoană, de porție mare. Și acum mai avem 90 de kilometri până la Punta del Este. Mai e direct aia acolo, ia să vedem ce. Hai că intrare în cole la un magazinaș concurent cu restaurantul ăla și am comandat ceva așa pentru două persoane la... Cât a fost? 300, adică cât din asta? 6 euro. La 6 euro zic, bă, să fie mâncare multă. Și ne-a dat aici, ca lumea. Deci în jur de 30 de lei, poate un pic mai mult, nu sunt sigură. Acum scriem și pe Couchsurfing, eu asta, cu asta mă ocup, că am prins un pic de internet aici. Ne-am colectat aici la internet, dar am uitat apa aia scumpă în mașină la ăla, care era în camionetă și s-a bălângănit și am uitat să o luăm. Deci, ghinion, frate, ghinion. Mâncare. Mi-era foame. E cu pui, șuncă, ou, roșie, porumb, ardei, salată, maioneză, ketchup, băcare, mai multe legume, de fapt. Cred că ca pere. E prima noastră masă aici în Uruguay. Gracias. Am mâncat, ne-am dușat, era să zic, am fost la baie. Apropo, aveau și dușuri, dar trebuia să plătești, nu știu cât trebuia să plătești. Și ne bagă noapte, că e 6 jumate, 7 chiar.
Și mie că după aia nu ne mai... Ce nu ne ia pe noi la stop așa ziua? Da, păi noaptea. Ia taceți, mă, că n-am stat mult. Nu, mai ziceam noi că suntem dezamăgiți. Și că în Brazilia ne l-au mai repede. Ți-a luat cablul, ți-a luat tot, da? Da. Mă, care tractoare, care... Hola! Carlo, Victor e Cristina. Uite că acum n-am stat 5 minute, mai puțin de 5 minute și a oprit cineva. Primul camion din Uruguay. Primero camion de Uruguay. Primer camion de sí. România. Ahora es invierno. Ahora es invierno. Mucha nieve. Y acá no hay quien aguante. Aquí en invierno es nieve? No. No hay nieve. Arătăm... Montania, îi arătăm filmulețe cu zborul, cu astea. Vorbim cu el, interacționăm. Asta înseamnă. Că de-aia ne-a luat omul, că se plictisea și are un drum lung de făcut și atunci mai vorbește cu unul cu altul, asătura de radio. Știe toate piesele de pe USB. Gracias, no, señor. A la orden, ha sido gracias. Un gusto. Muchas gracias, chao. Ah, sí. Ah. Ahora sí. Chao. 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 Acum avem de mers 3 km pe jos. Până într-un parc. L-am găsit pe iOverlander. Zice că am putea să punem cortul, dar nu știu dacă trebuie să plătim ceva, dacă e gratis, dacă se poate campa. Și acum e cam fric, sau mă ia pe mine cu frisoane de la... Mă ia pentru că ne ar soarele și ne ustră pielea. Mamă, suntem ca roșii. Mergem pe pod, căutăm un parc. Bună dimineața. De aici din parc. A fost o noapte... liniștit, da? Până la vreo 12 s-au plimbat ăștia pe aleile astea pe aici cu scutere, cu mașini, da? Per total, uite că am pus să dormim până la 8:30. E mișto să fie cortul verde, că să amestec așa printre natură și devine puțin vizibil. Uite, poliția a venit, le-am mânat niște amezi la niște hârtila ăștia care stau pe aici. Deci am strâns la fix. Au uitat și un tip de Volkswagen pe care nu l-am mai văzut. Volkswagen Saveiro, camioneta. Da. Uitați ce mașină. Zici că suntem în Cuba. Am găsit la colțul străzii un cambio. De fapt ne-a recomandat un nene de la care vreau să luăm ceva pentru micul dejun. Și cursul destul de prost. În mod normal trebuie să fie undeva 1,42 € de peso. Noi ne-a dat cu 39,50 € și până la urmă am schimbat doar 30 de euro, ca să avem să mâncăm ceva, eventual un autobuz să luăm. Și mai schimbăm dacă găsim un curs mai bun. Și acum mergem la micul dejun. Am găsit niște plăcinte cu cașcaval și șunfă. Paste mai avea, dacă cred că luăm două plăcinte din alea, nu? Da, cu ce? Păi avea cu șunfă și cașcaval, cu verdețuri, cu lume. Și mai întrebăm un cu calea, ai pe web, pe aici am dat-o. A scrie aici solul efectiv.
So, eso es con queso y... Carne y queso. Eso es pasta, gnocchi. No, la pasta, esa... Ah, las tartas. Sí. Tienes de jamón y queso, tienes de puerro, que es una verdura, y tienes de pascualina, que es de acelga. ¿Qué es hispano? Es verdura. ¿Me voy a poner esto? Una es una con jamón y queso, ¿no? Una y una. Una y una. Uitați-vă și voi pe ce am dat, 25 de lei. Pe două de astea, două plăcinte. Nu uite, stau fraților aici. Noi vrem să mergem și la carnaval. Asta e cu spanac sau nu știu ce verdeață. Și reci. Și cealaltă e Mi-a plăcut de asta cum și-a pus radiatorul față aici, uite, paf, să nu mai pierdă spațiu. Și să vă explicăm și vouă de ce suntem noi pe aici, prin San Carlos, prin orașelul ăsta. Ei bine, mergem spre Punta del Este și ăsta era în drumul nostru, să rămânem aici. Am mai dat 15 lei pe prăjitură cu un tort de asta. Cum e, Cristina? Nu e cum așteptam. Arăta mult mai bine decât e la gust, de fapt. Dar mi-am făcut damblaua, aveam un poftă de ciocolată. Da, da. Adică ne-a luat un domn, până la urmă. Dar aproape, nu merge la Punta del Este. Nu mi-e gusta, Ponte del Diablo, nu mi-e gusta. Da, Ponte del Diablo e mult sucio, mult... Bueno, ustedes pasaron, así que vinieron por Chuy, ¿entraron? Sí. Ah, bueno, sí, pasaron, podían haber entrado ahí a Cabo Polonio, si hubiera sabido, les quedaba de pasar. Dos por Chuy. Seguro, después de Chuy. No, sabíamos. También paramos un poco a Fortaleza, Santa Teresa. Sí, Santa Teresa, sí. Es linda playa ahí. Sí, esas fue bonita, sí. Ajá, es muy linda, sí. Yo tengo que de aquí seguir para adelante, para el centro de Maldonado. Ustedes pueden hacer dedo acá, que los pueden llegar a llevar por acá, por la avenida, esta que sale derecho a Punta del Este. ¿Quién es el video? Măcar am ieșit de acolo, din oraș. Da. Și mai avem... curioasă când mai avem, uite imediat pe GPS. Păi hai să facem de aici stopul, nu? Lemne de vânzare aici. S-o dă la roabă. Îți dai seama ce scumpe sunt, nu? Hai că am renunțat la stop, că nu merge, stat un jumătate de oră pentru 10 km. Și acum ne ducem la un autobuz. Bă, ești prost. La Punta del Este? Autobuz, da. Deci, 2 euro. De fapt, 2 euro și... Dă-i, se lasă și... Da, ok. Gracias. Și am ajuns în Punta del Este cu autobuzul. E bine că e în oraș și nu arde soarele. Ne gândeam să facem o baie în mare, dar dacă arde soarele tare, nu mă bag. Că apoi ne prăjește. Și aici avem de vizitat, în principiu, vrem să vedem o mână care iese așa din nisip. Că în rest e oraș și stațiune. Un fel de Mamaia. Da. Și trebuie să mergi destul de mult între punctele cele mai drăguțe, așa, plaje. Și am ajuns la Los Dedos. The Hand sau mâna, cum vreți voi să o numiți. Este foarte asemănătoare cu mâna pe care am văzut-o în deșertul Atacama, în Chile. Mano del Desierto. Asta chiar a fost făcută de un artist din Chile, am înțeles. Și este cel mai emblematic loc din Punta del Este. La mano, Mario Irarrázabal din Chile. Și a fost făcută în 1981. O să facem și noi niște poze, poate ridicăm drona, dacă ne permite vântul. Și cam asta este
Punta del Este pentru noi, pentru că nu, pe căldura asta e foarte greu să mergi pe jos atâta prin oraș, gălăgie, mașini, oameni, nu ne place. Vedeți? Tocmai de asta vrem să plecăm noi repede de aici, e multă lume. Am încercat și noi să facem o poză după ce am așteptat vreo 5 minute să plece cei care erau aici la rând, la poze. Punem noi frumos camera, pe 10 secunde ne ducem, paf, intră un grup în față. Ok, mai așteptăm. Am mai stat, am mai făcut una, paf, am mai intrat două femei în față. Și până la urmă a început ploaia, am făcut o poză cu picuri de ploaie pe aparat. Da, în orice țară civilizată se formează un rând, stai la rând, faci poza, te așteaptă ăia cât e necesar să-ți faci tu 3, 5, 10 poze. Aici nu, frate, de la grămadă. Nu dați seama ce poze. Da, mai așteptăm să mai luăm și un cadru video pentru voi și mergem, fugim de aici. Aici, Manu del Deserto, fac cum e ce? La Manu. La Manu, și atât. Aaa, ai intrat cu coșoata aia. Alt obiectiv de vizitat în zona aceasta, dar cred că la vreo 15 km departare, este muzeul acesta, Taller de Casa Pueblo. Este o clădire foarte frumoasă care cumva te duce cu gândul la Santorini, Grecia, ceva. Hai că după ce am pierdut un autobuz, am așteptat o oră jumate. Sunt foarte, foarte scumpe autobuzele aici, după cum ne așteptam. Până unde avem noi de mers, mai costa 1.000.000, 50 de lei de persoană și atunci am zis, bă, mai bine mâncăm de bani ăștia. Și am luat un autobuz până la... Am intenționat să luăm un autobuz până la 40 de km la ieșire de unde suntem acum. Și l-am pierdut pe ăla, m-am dus să iau ceva de mâncare, a venit și a plecat imediat, în 2 minute. Și acum am până l-am așteptat o oră jumătate. Și acum am așteptat o oră jumătate, să vină următorul. Deci ora 3 fără un sfert, ne-am urcat în sfârșit în asta, asta e mai ieftin, e 5 euro a fost. Nu? Da, trebuie să mai facem stopul de unde da, ne lasă. Da, trebuie să mai facem stopul până unde ne lasă. Până la Ciudad de la Costa, pentru că acolo avem un gazdă pe Couchsurfing. Ne-a acceptat găzduirea și sperăm să ne facem un duș, să băgăm deci, la spălat. Cu autobuzul facem 40 de km și în total avem 106, deci 60 de km mai avem facem stop. Această mână ieșită din nisip reprezintă un om care încearcă să iasă la suprafață. Hai că am vorbit cu șoferul să ne lase aici, dar ne-a mișcat destul de greu. Deci, hai să ne lase la stația aia, că de acolo păi avea era mai stație? Puțin de un kilometru, da? N-am văzut stația aia și... Acum trebuie să mergem până la intersecția aia. Ia taci, bun, direct! Du-te repede, până la prima intersecție. Ciudad de la Costa, la Montevideo. Voy a sacar un poco. Ok. 30-40 km. Gracias. Și ne-a luat un domn drăguț, l-a dus în direct cum a intrat. Herman. Ne-a luat cu un Volkswagen Lupo. Nu, up. Ia o ce mașină interesantă și are și remorcă ea. Și-a și oprit. Ia zi, baby. Ce tare! Cum a făcut să-i hai? Hola! Vezi ce kilometru asta? Ceva de la Costa. Auzi ce mașină. De România. Ce se vrea la? Ia mândru a... Ia mândru a...
mașina asta Willy. I-am remarcat mai devreme pe autostradă când eram în Volkswagen la app. Dar am uitat, n-am putut să-i filmez, că aveam viteză, l-am mers cu 120. Și acum ne-a lăsat tipul ăsta și când i-am văzut, i-am filmat și de-aia a oprit să ne ia. Știi? Gracias, muses. Muchas gracias. Haide. Haide. Hai că m-ar coafa bine, rău de tot. În spate acolo? Da. Să vă zicem niște chestii tari. Eu am rămas cu șapca întoarsă. Da, ca să nu-ți ia vântul. Că am mai vorbit cu tipii ăștia, dar cu tipul, de fapt. Dar nu se aude că... nimic, era grăgie, vă dați seama. Noi am crezut că sunt cuplu, dar de fapt o luase și pe tipa aia la... la stop. La stop. Eu am văzut rucsacul, zic, bă, e suspect, de ce nu are rucsacul în spate? Că ăsta avea în spate, avea bagajul, remorca aia. Deci de surf, tot felul de chestii. A zis că de viaje, adică probabil se plimba și el pe aici. El e din Montevideo. Și l-am întrebat eu cu ce se ocupă, că știți că eu sunt curios în fire, așa, bă, cu ce te ocupi, cât câștigi, despre mișto mașina asta. Mi-a zis că are condiționată în 2 ani jumate, nu știe să spună cât bani a dat pe ea până acuz la final. Și mi-a arătat țigara un joint, fuma... Și ne-a povestit că în Uruguay e legal. Legal să cultivi și să vinzi marihuana. A fost o experiență frumoasă, cu vânt umplete, așa, acolo în spate. Și ne-a adus 35 de kilometri, acum mai facem noi de kilometri pe jos. Ca să ajungem la gazda noastră de pe Couchsurfing, o fată vă vine să credeți că... un aspect! Noi suntem foarte intrigați și de faptul că nu ne iau femei la stop, ne-au luat doar bărbați. Și la fel și pe Couchsurfing, ne-au răspuns doar bărbații la cereri. Și uite că e prima fată care ne răspunde. Bine, am avut și cupluri, adică ne-au primit și cupluri, dar... Curitiba. Așa, ca... Nu știu dacă probabil e și ea cu cineva, știi? Adică nu cred că e singură, de asta ne și primește. Vedem acum, vă ține la clare. Astea sunt cam reticente femeile singure să oprească. Da, sau... nu ne-a luat nimeni la stop. Și e de înțeles, na. Donde trabaja la madre de Enzo, ¿verdad? Que hace masajes y cosas de la cara. Y acá vivimos nosotros. Ajá. Ahora Enzo está por lavar el piso. Sí, sí. Si podemos esperar afuera un ratito. Sí, claro. Sí, sí. Y perdón la demora, yo me estaba bañando, él estaba... Tiene la moto, ¿no? Sí, sí, pero no es la grande, grande, ajá. Es otra. Es más chica, ajá. Más pequeña. No hay una también moto. También tenemos una. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué tienen? Aprilia Capo Nord. Es italiana, Aprilia. Él debe conocer. Sí, sí. Am ajuns la casa de noastre, Natalia și Enzo, și după ce ne-am discutat vreo oră, am povestit, ne-am făcut duș, am băgat la spălat. Vrem să mergem și la supermarket să luăm ceva, să facem în seara asta paste sau să vedem ce găsim. Ia zi, o atmosferă foarte mișto a fost la supermarket aici. Da, foarte prietenos tipul ăsta, vânzătorul, de când ne-a văzut, și-a dat seama că suntem turiști, că da. De unde sunteți? Cu și ne-a întrebat o felul de chestii, cum e România, nu știu ce. Și a încercat să ne ajute, a zis, haideți că vă zic eu ce e mai ieftin. Și da. Toate chestiile și le... scana ca să ne zică ce ne poate recomanda mai ieftin. Că foarte noi, de treabă. Noi, ca de obicei, am luat în seara asta și pentru mâine dimineața. Am luat seara să facem paste. Am luat paste, sos, ceapă și, sos, și brânză rasă peste astea. Dar brânză rasă mai multă ca să ne ajungă și la omleta de mâine, că facem cu ou și cu brânza aia. Și am mai luat niște biscuiți așa să avem de desert. Și o cola și paf, 50 de lei. Adică, na. Asta e. Măcar sunt două mese aici. Am înțeles în ce spun oamenii ăștia, că în Argentina o să fie mai ieftin și o să mâncăm mai bine. Mai imaginează-ți așteptăm. Imaginează-ți că noi de dimineață am dat 25-30 de lei pe două plăcințele de alea. Da, da. Așa că e ok, zic eu.
și ne gătim noi, adică știm ce spunem. Da, 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 da.